vreau să vă spun că momentul pe care l-am trăit astăzi este unul inedit, inedit în neția lui. Și de ce vă spun, am înțeles pe surse la un moment dat că al nostru președinte a chemat ceva lider la o discuție informală la partid privitor la ce se va întâmpla. Evident, n-am fost chemat eu și nici membrii ALDE cu drept de vot din birou politic sau delegația permanentă de la București, din organizația mea. N-am fost invitați, au fost invitați pe Sprânceană doar cei care au fost numiți pe diferite criterii de către Chițoiu și Tăriceanu în diferite funcții. E, în momentul în care s-au adunat la Parlament pentru discuția asta total nestatutară, dar evident că fiecare membru de partid se poate întâlni cu alți colegi oricând dorește, în afara statutului partid. E, în momentul în care au observat că au un număr suficient de mare de oameni, vreo 30 și ceva, au transformat pe loc această întâlnire informală într-un BEX. Birou executiv. Într-o delegație permanentă, birou executiv și așa mai departe. Trebuie să scot în evidență că lucrul acesta nu se poate face de pe un minut pe altul. Orice delegație permanentă trebuie să îndeplinească niște criterii și anume să fie chemată pentru o zi, dar cu 10 zile înainte de ziua. Deci spuneți că această ședință a fost întrunită ilegal și că această... Ilegal, noi n-am fost chemați pentru că orice membru de partid atunci când e exclus, cu atât mai mult un deputat din Parlamentul României sau un senator, trebuie chemat la judecat. Omul ăla are dreptul să se apere, să spună de ce a făcut, care a fost intenția, dacă a greșit, dacă nu a greșit, și să vină să se apere. Hey, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Noi nu am fost invitați. Au fost invitați doar apropiații. Ce veți face, domnule Băișanu? Veți contesta această ședință, precum și deciziile luate în cadrul acesteia? Eu vorbesc acum în nume personal, nu mă refer la colegii mei, am discutat deja cu avocatul meu, i-am pus la dispoziție statutul, actele, i-am explicat ce și cum s-a întâmplat, cum s-au derulat evenimentele și evident îmi voi căuta dreptatea în justiție atâta vreme cât nu mă mai pot găsi într-un partid care se pare că a fost înscris pe persoană fizică, a lui Tăriceanu și a lui Chițoiu. Veți face contestațiile, vă veți adresa instanței sau vreți să mergeți și la procuror cu anumite plângeri? Mă voi adresa instanții să-mi găsesc dreptatea, iar dreptatea mea. Iar în ceea ce privește atitudinea și actele total dezechilibrate și pe lângă statut, care afectează atât imaginea mea cât și statutul meu, voi face plângere penală atât domnului Călin Popescu-Tăriceanu cât și domnului Chițoiu și încă câteva colegi care au hotărât lucrul acesta. E adevărat, domnule Băișanu, că în cadrul Camerei Deputaților la grup vor fi demisii săptămâna viitoare astfel încât nu vor mai exista suficienți membri astfel încât să existe un grup ALDE? Este clar, dacă 5 deputați ALDE părăsesc grupul ALDE, nu ALDE ca partid, grupul ALDE, că se poate întâmpla și lucrul acesta, să nu mai vrei să lucrezi într-un grup care nu mai reprezintă dorințele tale ca om, ca ales al cetățenilor, poți trece și înființa alt grup. Categoric, așa se va întâmpla. Eu nu-mi doresc asta. Eu nu mi-am vă mai întreb încă ceva, domnule Băișanu. Și să trec în PSD sau să fac... Asta vreau să vă întreb. Rămâneți independent? Mergeți în PSD? Nu rămân. Dau în instanță și e ca la carnetul de șofer. Ți-a luat carnetul poliția, te duci, dai în instanță și mai poți conduce până la o hotărâre definitivă și irevocabilă. Deci noi vom rămâne membri ALDE până ce instanța va stabili dacă au avut dreptate monștrii sacri ai PNL, Chițoiu și Tăriceanu, sau am avut noi dreptate. Și garantez astăzi că dreptatea va fi de partea statutului, iar noi suntem oameni care l-am respectat. Pe de altă parte, trebuie să înțeleagă toată lumea că Tăriceanu pentru mine este o mare dezamăgire. Odată că a trădat partidul pe care l-am ființat, partidul la care am muncit și noi, și l-a trădat pentru că a fost pus la pământ de cineva, iar în momentul de față Călin Popescu-Tăriceanu nu-și mai aparține nici lui, dar nici partidului, nu mai poate lua decizii pentru sine decât acelea de a se retrage și de a se ascunde pentru cine știe ce, da? Dar nici să mai poate lua decizii pentru alte.